avem proiecte depuse, avem proiecte 1 pe care nu este o laudă, l-am și semnat contractul de finanțare pe PNDL 2, vorba de 4,7 km asfaltare drumuri interioare. Aștept ordinul ministrului pe Căminul Cultural care este semnat și aprobat. Și de ce nu să nu spunem că acum suntem în, adică în rezolvarea problemelor pentru programul de GAL, de modernizarea unui teren de sport în curtea școlii, modern, și am realizat, vorbeam de realizări, de ce să nu spun că am realizat în anul acesta Biserica din Vâlcele, care o să vă rog să mergeți să faceți și vizita acolo, unde se pune tabla pe, știți că am avut acel incident cu vijelie și cu furtună în luna martie. Am văzut tabla de cupru la zilele bisericii, la hramul bisericii, da, din Vâlcele. Da, este în fază de finalizare, se montează tabla pe acoperișul bisericii, am schimbat și lemnăria, totul. Deci pot să spun că 100 de ani acum încolo această tablă e garantată. Domnule primar, pentru anul următor, ce proiecte aveți, la ce vă gândiți, cum ar merge lucrurile mai bine în continuare? Din punctul meu de vedere, aș vrea să accesez cât mai multe proiecte. Deja mă pregătesc pentru alt proiect de asfaltare, drumuri interioare, tot Vâlcele și Ploraica. Mă gândesc pentru modernizare baza sportivă, care avem proiect depus la CNI. Mă gândesc pentru extindere canalizare, că știți că noi avem o parte din canalizare de 17,8 km și ne mai trebuie cam vreo 20 de km de canalizare ca să rezolvăm toată comuna. Și de ce să nu spunem, aștept un proiect care săptămâna trecută le-am dat aprobările la Enel Dobrogea, cum se numesc acum, schimbarea tuturor stâlpilor de curent electric cu cablu coaxial. Deci nu mai vor fi fire care la orice vânt să avem surpriza să rămânem fără curent. Este un proiect făcut de ei, am intrat pe planul lor de modernizare și sper cu 1 ianuarie să demareze acest plan de dezvoltare. Domnule primar, școala și biserica din Vâlcele sunt piloni de bază ai comunității. Mereu vă observăm la manifestări ale bisericii, ale școlii. Spuneți-mi, vă rog, cum au perceput locuitorii din Vâlcele deplasările dumneavoastră, înfrățirea cu localitatea din Basarabia, unde în fiecare an aveți deplasări cu domnul președinte Vasile Leuță, dar și cu ceilalți oameni din localitate? Da, este adevărat. Noi avem și, acum nu mai este o noutate, de 2 ani de zile avem o înfrățire cu Republica Moldova, comuna Calfa, din raionul Anienii Noi. O primăriță destul de destoinică la 6 mandate, deci destul de inimoasă. Încercăm pe toate căile și posibilitățile să obținem un contract de finanțare atât pentru ei, cât și pentru noi, să facem un proiect comun pentru dezvoltarea acestor localități, Calfa din Republica Moldova și Vâlcele din județul Călăraș. În fiecare an mergem de zilele comunei și la fiecare invitație de câte ori ne invită, suntem prezenți în Republica Moldova, dar orice invitație ne-au onorat cu prezența și ei la noi în localitate. Cetățenii apreciază gestul, chiar am surprins în ultima deplasare acum de zilele comunei Calfa, mă simțeam ca la mine acasă. Deci cetățenii din acea localitate veneau și spunea, domnule primar, când mai veniți pe la noi? Cu ce ne mai ajutați? Cu toate că nu i-am ajutat pe nimic până în acest moment. Dar oamenii trăiesc cu speranță și zice, domnule, cei din România sunt mai bogați ca noi. Chiar aveam discuții și spuneam, într-adevăr, așa este, nu că suntem mai bogați, dar suntem puțin mai dezvoltați. Că la ei, în comună, la momentul ăsta, nu există 1 kilometru de asfalt. Nu spun 1 kilometru, 1 metru de asfalt. Noi, uitați-vă că noi avem cel puțin câțiva kilometri în comuna noastră. Dacă la noi în comună avem canalizare, ei nici nu visează de canalizare la momentul ăsta, sunt pe fose septice. Dacă la noi, acum în localitate, avem școlile modernizate, ei de-abia acum au început să modernizeze școlile. Deci sunt puțin mai în spate, dar cu ajutorul Dumnezeu și cu sprijinul fondurilor europene, că aici trebuie. Exact, aici vreau să insist, domnule primar, vorbeați data trecută despre proiecte comune pe care le-ați putea accesa și cu care să ajutați pe frații noștri din Republica Moldova. Da, așa este. Eu încerc pe toate căile, încerc să fac un proiect comun pentru, în prima fază le-am promis și atât și eu, cât și președintele Iliuță, că dacă reușim să accesăm un proiect mai mare de pietruire măcar pentru ei și noi să mai pietruim ceva pe aici, măcar să începem cu pietruirea drumurilor, că ei nici piatră nu au pe străzile laterale, decât strada principală. După care să ne gândim la un proiect de asfaltare. Iată că lucrurile bune merg în toate direcțiile, și pe plan local, și pe plan de colaborare, de ajutorare a fraților noștri de peste Prut. Domnule primar, la sfârșitul interviului,
Ce mesaj ați avea de transmis locuitorilor din Vâlcele, călărășenilor în general? Dacă vreau să transmit locuitorilor din comuna mea, Vâlcelele, și tuturor locuitorilor județului Călăraș și cunoștinților și prietenilor, a spune un sincer acum când se apropie sărbătorile de iarnă, se apropie 1 decembrie, unde peste 2 săptămâni este Ziua Națională a României, un sincer la mulți ani și să le dea Dumnezeu multă sănătate. Vă mulțumesc pentru interviu.